Președintele Klaus Iohannis are în apărarea democrației. Astăzi, tentația iliberalismului este extrem de mare. Trebuie să ne facem datoria de cetățeni responsabili și să combatem orice tendință extremistă care ne poate îndepărta de valorile și principiile europene. A spus Klaus Iohannis într-un mesaj transmis astăzi cu ocazia zilei comemorării victimelor fascismului și comunismului. Mesajul președintelui sublinează, printre altele, că țara noastră nu își poate permite o revenire la practicile care au caracterizat regimul comunist și nici renunțarea la angajamentele europene. Generația actuală trebuie să rămână activă în lupta pentru apărarea democrației și a statului de drept, să omageze pe cei care au făcut posibilă România de astăzi și să acționeze cu verticalitate și bună credință pentru întărirea instituțiilor și consolidarea poziției statului român pe plan extern, apreciază președintele Klaus Iohannis. Președintele critică de asemenea atacurile lansate în ultima perioadă cu scopul de a fragiliza democrația românească. Să nu uităm că în timpul dictaturii, distrugerea societății civile, anihilarea pluralismului politic și a drepturilor fundamentale au însemnat de fapt distrugerea sistematică a statului de drept, mai arată președintele în mesajul său.